Filip Rădulescu și fiul său, Dragoș, nu au avut niciodată o relație apropiată. În urmă cu 11 ani, Dragoș a fost reținut pentru tulburarea liniștii publice. Aș fi putut să-l scot din arest, dar n-am făcut-o. Dar Filip nu poate sta deoparte atunci când Dragoș... Nu a avut nevoie de bani. Am fost șantajat. Și de ce n-ai sunat la poliție? Ca să afle Iulia. Vrei să divorțăm? Nu vreau să divorțăm. Vreau să mă lași în pace. Am nevoie de ajutorul lui Cristian. Sper să rezolve Cristian cât mai repede problema. Altfel, Iulia o să mă părăsească. A fost aici acum 10 zile împreună cu o femeie. Nu știu și chiar dacă aș ști, nu v-aș spune. Aveți vești bune? Nu. Nici mai contează. Ne-am dus banii unde mi s-a cerut. Iarăși? Acum cât vor? Vor 20.000 de euro. Totul se complică și mai tare atunci când Iulia, soția lui Dragoș... Am și eu să vă spun ceva. Ești însărcinată. Da. Adică nu cred că e al meu. Fiul unui cunoscut jurist este implicat într-un scandal cu prostituate? Gina? Oh, depinde cine întreabă. Și ai aflat cine a pus-o? Un bărbat și o femeie, nu știa numele lor. Oare vor descoperi cine sunt șantajiștii? De ce am primit un telefon de la un necunoscut care mi-a zis că o să aflu în curând niște lucruri îngrozitoare despre tine? Sau căsnicia lui Dragoș se va încheia? Filip Rădulescu este unul dintre cei mai renumiți avocați din București și de 30 de ani are propria firmă de consultanță juridică. Scuzați-mă, vă rog. Am descoperit o mică problemă care nu poate fi amânată. Am verificat conturile bancare ale firmei și lipsesc niște bani. 4.000 de euro? Eu n-am scos banii ăștia. Numai dumneavoastră și Dragoș aveți acces la cont. O să vorbesc cu fiul meu. În regulă. Pe Dragoș l-am crescut singur după ce, acum 20 de ani, mi-a murit soția. De fapt, eu am doi copii, pe Dragoș și firma. Firma nu mă dezamăgește niciodată, Dragoș însă... Filip este convins că fiul său, Dragoș, a luat banii din contul lor, așa că merge la el acasă pentru a clarifica situația. Bună dimineața, Iulia! Dimineața! Dragoș e acasă? Da, doarme. Intră! Poți să-l trezești, te rog? Trebuie să discutăm. Da, ia un loc și-l chem. Dragoș! Ce-i cu tine aici? Îmbracă-te, te rog. Trebuie să discutăm. Ce, ți se pare că sunt dezbrăcat? Îmbracă-te, am zis! Tata nu prea ne vizitează. Deja că a venit până aici, e vorba de ceva serios. Și nu pot să zic că mă bucură vizita lui. Zim. Am venit pentru cei 4.000 de euro pe care ai scos din cont. Tata, am făcut o prostie. Nu-i nimic nou. Ce ai mai făcut? Am avut nevoie de bani. Am fost șantajat. Poftim? În ultimul timp nu prea m-am mai înțeles bine cu Iulia și... am înșelat-o. Am primit apoi o înregistrare cu mine și cu femeia în timp ce... înțelegi tu. Dacă nu-i plăteam, îi trimiteau înregistrarea Iuliei. Ce era să fac? De ce ai plătit? Oamenii ăia nu se oprească niciodată. Când o să-ți vină mintea la cap? M-am săturat de prostiile lui Dragoș, dar este fiul meu. Nu sunt de acord cu ce face, dar dacă nu este în stare să aibă grijă de el, o să am eu. În urma celor aflate de la Dragoș, Filip și-a luat fiul la birou pentru a putea discuta în liniște despre cele întâmplate. Oare va reuși Filip să-și ajute băiatul? Asta unde ai agățat-o? Pe net. Mi-a dat mesaje și eu i-am răspuns. Și nu ți s-a părut nimic ciudat? Nu. Și pe urmă? Păi, joia trecută ne-am întâlnit. Apoi sâmbătă am primit înregistrarea și apoi m-a sunat un bărbat să-mi zică unde să las banii. Și unde i-ai lăsat? Într-o casă părăsită. Și de ce n-ai sunat la poliție? Ca să afle Iulia. Dacă nu o înșelai, nu te mai șantaja nimeni. Băi, tata, tu nu știi decât să mă cerți? Mai bine nu spuneam. Normal că te cert. Mi-ai furat banii. Auzi? Uite ce, dacă vrei să mă ajuți, ajută-mă. Dar predici din asta, te rog să mă scutești. Oricum intenționez să ți-i dau înapoi. 4.000 de euro? De unde? Trebuia să-mi spui înainte să le dai banii. Hai să o lăsăm baltă. O să mă descurc singur. Stai jos. Stai jos acolo. E
Eu nu vreau să divorțez. O să ne descurcăm noi cumva. Dar la poliție nu mă duc. Am înțeles. Dar dacă te mai caută, spune. Ai înțeles? Am înțeles, dar ce crezi, că sunt prost? Uneori nu știu ce să mai cred despre tine. Sincer. Iulia nu este chiar soția ideală, însă nu merita să fie înșelată. O să caut o soluție ca totul să fie bine, iar ea să nu afle ce s-a întâmplat. Filip se gândește doar la problemele lui Dragoș și încearcă să găsească o soluție. Ce faci? Bei singur? E foarte bun. Vrei? Nu. Par supărat. Probleme. La firmă. Vrei să vorbim? Nu vreau să te plictisesc. Chestii juridice. În urmă cu 11 ani, Dragoș a fost reținut pentru tulburarea liniștii publice. Aș fi putut să-l scot din arest, dar n-am făcut-o. Când a fost eliberat, n-a vrut să mă vadă mai multă vreme. N-aș vrea să se repete povestea. În weekend, familia Rădulescu s-a reunit în apartamentul lui Dragoș pentru a sărbători ziua de naștere a Iuliei, care împlinește frumoasa vârstă de 30 de ani. Bravo! Chiar dacă este ziua soției sale, Dragoș nu pare deloc în apele lui și se gândește doar la problemele pe care le are. E foarte bun. Să spui de unde l-ai luat. Îți dau adresa. Bărbatul încearcă să evite un nou conflict cu familia lui, însă... Nu te mai juca, e petrecere. Oh, dar lăsați-l. Nu știați că Dragoș e căsătorit cu laptopul? Poate dacă... Ai face și tu un copil? Eu sper că în curând. Asta dacă se hotărăște să închidă calculatorul. Îl închid când vreau eu, da? Eu și Dragoș nu mai suntem așa de apropiați. E mai mult plecat, iar când vine acasă, mai mult ne certăm. În ultima vreme se comportă ca un nebun. A, ce s-a întâmplat? V-ați certat? Azi nu, da. În ultima vreme nu suntem prea fericiți. Știi, uneori mă gândesc că el nu vrea o familie. Îi pare rău că ne-am căsătorit. De ce spui asta? Păi n-ai văzut cum a reacționat când i-am zis da. De copil. Îndepărat. Nu cred că asta e problema lui. Ba da. De fiecare dată când îi spun că vreau copii, ne certăm. E, hai, stai liniștită. Aveți tot timpul să faceți copii. Sunteți tineri. Da, așa e, da. Las, că o să vorbesc eu cu el. O să vezi. O să fie bine. Căsătoria cu Iulia este singurul lucru stabil din viața fiului meu. Nu vreau să pierdă și asta. O să-l ajut orice s-ar întâmpla și oricât m-ar costa. A doua zi, Filip vrea să-i facă o surpriză lui Dragoș, așa că merge la clubul nautic unde lucrează fiul său. Am avut o întâlnire în apropiere și m-am gândit să trec să bem o cafea. Ai timp? Nu prea obișnuiesc să vii pe aici să mă inviți la cafele. Da, așa este, dar am putea să schimbăm asta. Mergem? Nu, n-am timp de cafea, dar dacă vrei, vorbim aici. De ce te porți urât cu Iulia? S-a plâns? Nu s-a plâns, dar am văzut eu ieri. Bun, sunt un soț rău. Altceva? Eu n-am spus că ești un soț rău. Dar de ce nu faceți un copil dacă ea tot își dorește asta? Păi, tata, tu crezi că eu nu vreau să fac copil? Dar dacă ea nu rămâne gravidă, eu ce pot să fac? Poate e o problemă. Trebuie să mergeți la medic. Dar trebuie să discutați. Ce e asta? Îmi cer 10.000 de euro. Am primit-o ieri, că de asta m-am și comportat așa. Jur că nu știu ce să fac. O să vedem ce putem face. Dar nu trebuie să le mai dai bani. Nici n-am de unde. De când a început toată povestea asta, nu mai pot să dorm noaptea. Mă urăsc pentru felul în care mă comport cu soția mea. Că până la urmă ea n-are nicio vină. Filip și-a dat seama cum ar putea să-i prindă pe șantajiști. Dar pentru asta are nevoie de ajutorul Evei. Ce s-a întâmplat? Ia uite. Inițial n-am vrut să-i spun Evei, dar am fost nevoit. Vreau să-l scap pe Dragoș de probleme, iar Eva mă poate ajuta. Eu cred că ar trebui să afle și Iulia. Nu. Dragoș nu vrea. De asta i-a și plătit prima dată pe șantajiști. Și ce o să faceți? O să-i plătiți din nou pe șantajiști? Nu, exclus. De asta am nevoie de ajutorul tău. Al meu. De fapt, am nevoie de ajutorul lui Cristian. Vreau să vorbești tu cu el.
De ce? Păi nu se ocupă el cu cazuri din astea? Da, da. Eu cred că ar fi mai bine să mergem la poliție. A, nu. Nu vreau să amestec poliția. Cristian e fratele meu. A fost polițist, dar a fost rănit în misiune și a ieșit din sistem. Acum are un birou de detectivi particulari. Eva a vorbit cu fratele ei Cristian și l-a convins să-i ajute pe Filip și Dragoș. A doua zi, Cristian a vrut să afle mai multe detalii despre problemele lui Dragoș și s-a întâlnit cu el în biroul lui Filip. Da, am înțeles. Poate ar fi mai bine să le dăm bani și gata. Ai dat deja 4.000 de euro. Acum vor 10.000. Data viitoare, 100.000. Da. Crezi că ne poți ajuta? Da, cred că da. Sper. Speri? Dar cum, tu nu știi sigur? Păi noi cum știm dacă te angajăm sau nu? Dragoș, te rog. Cristian vrea să ne ajute. Dragoș, o să-i găsim. Liniștește. Nu am încredere în detectivi particulari. Altă idee chiar n-a avut tata. Nu cred că o să rezolvăm nimic. Câteva ore mai târziu, Cristian merge la pensiunea unde a fost făcută filmarea, în speranța că va afla mai multe detalii despre femeia care îl șantajează pe Dragoș. Bună ziua! Bărbatul ăsta a fost aici acum 10 zile împreună cu o femeie. Mulți bărbați vin pe aici însoțiți de femei. Nu, nu, nu. Pe mine nu mă interesează. El mă interesează fata. Nu știu și chiar dacă aș ști, nu v-aș spune. Ia zi-mi tu cum ar fi mai bine. Să dai un telefon la poliție și să spun că în hotelul ăsta se practică prostituția și că tu ești implicat, sau îmi spui ce vreau să aflu și să capeți și tu un mic bonus. Ce zici? Cred că a fost cu Gina. Bravo, Gina. Gina și mai cum? Și mai cum? Nu știu, e prostituată. Vine și cu clienții și vrea întotdeauna camera 5. Camera 5? Hai să vedem și noi camera 5. Hai. Recepționerul știe mai multe, dar nu pot să-l strâng prea tare cu ușa. După aia nu o să-mi mai zică nimic. În speranța că va găsi camerele de filmat sau cât mai multe indicii despre prostituata cu care a fost Dragoș, Cristian percheziționează camera din pensiune. Cauți ceva anume? Da. Gina și-a filmat clientul și acum îl șantajează. Nu avem camere de filmat. Dacă l-a filmat, sigur a dus aparatul cu ea. Zici tu? Și atunci de ce vrea ea tot timpul camera asta? Nu știu, dar poate are salteaua bună. Măi, șmechere, uite, dacă mai apare fata, dai telefon, da? Așa. Am înțeles? Sper ca fata aia să mai vină pe aici. Altfel, nu mai avem nicio șansă să o prindem. Dragoș nu este deloc încântat că tatăl său a angajat un detectiv particular. El încearcă să găsească o altă soluție care să-l scape de această problemă, iar apariția Iuliei îi tulbură și mai tare gândurile. De cât timp stai aici? De o oră. Nu, de trei. Nu vrei să mergem sus? N-am chef. Dacă ai probleme, ar trebui să vorbești cu mine. Să știi că sufăr când te văd așa. Ia, nu mai suferi. Ești imposibil. Nu vorbim, da. Nu facem nimic împreună. Da, noi nu suntem fericiți. Măcar dacă am avea un copil. Mamă, iar încep cu asta. Ți-ți pare rău că ne-am căsătorit? Nu-mi pare rău că ne-am căsătorit. Doamne, Iulia, îmi pare rău de foarte multe lucruri din viața mea, dar niciun caz că m-am căsătorit cu tine. Vrei să divorțăm? Nu vreau să divorțăm! Vreau să mă lași în pace! Când am cunoscut-o pe Iulia, toți prietenii mei erau invidioși pe mine. M-am îndrăgostit din prima clipă. Iar după nuntă au început problemele, am început să ne certăm din orice. Habar n-am de ce se întâmplă asta. Două zile mai târziu, Cristian vine acasă la Filip pentru a-l informa despre cum se desfășoară investigația. Salut, Filip! Bună, Cristian! Ia loc. Da, mulțumesc. Ai aflat ceva? Da. Pe prostituată o cheamă Gina. S-ar putea să fie un nume fals. Și n-am mai trecut pe la pensiune de atunci. Filip,
Eu cred că n-am stricat să anunțăm poliție. Mulțumesc. Nu vreau scandal. Așa o să afle Iulia și o să vrea să divorțeze. Da, dar 10.000 de euro asta chiar e o sumă și termenul limită se apropie. Ce? Aveți vești bune? Nu. Nici mai contează. Le-am dus banii unde mi s-a cerut. Dar eu am spus să mai așteptăm. Și de unde ai avut bani? Mi-am vândut barca cu motor. A ce era să fac? Nu vreau să-mi pierd soția. Și ce o să-i spui Iuliei că ai făcut cu barca? Nu știu. Nu știu, dar gata, s-a terminat. Dragă, și eu nu cred că se termină așa ușor. Peste o săptămână ăștia o să ceară iar bani. Nu mai prostii faci. Păi, dar tu altceva nu știi să-mi spui? Tu nu ai minte deloc? Credeam că o să te maturizezi. Mai scutește-mă un pic! Eu vreau să te ajut și tu faci numai probleme. Da, la probleme mă pricep, e bine? Dacă te abțineai, nu aveam probleme. Uite cum... Cred că scopul lui tata în viață este să mă certe. Niciodată n-am fost destul de bun pentru el. Bine, păi... Dacă mă aflu ceva, vă sun, da? Bine, mersi. Pa. Pa, pa. Pa. Dragoș nu mă ascultă niciodată. Niciodată! Lasă, că și tu ai exagerat. Eu n-am vrut să mă cert cu el. Dar n-ai văzut cât de încăpățânat este? Nu înțelegi. Îl deranjează. Nu ai încredere deloc în el. Cum să am încredere? Dragoș face doar ce vrea el. A abandonat facultatea și de atunci nu face nimic. N-are niciun rost. Iar dacă vrea să-și distrugă viața, n-are decât. După cearta de acum câteva zile, Dragoș și Filip nu își mai vorbesc, însă Eva este hotărâtă să-i împace. Deranjez? Nu, poftim. Am fost la cosmetică și... Am trecut să te întreb pe la ce oră vii astăzi acasă? Mult de lucru, pe la 10. Da, eram sigură că vrei să stai mult. Dar am o rugăminte la tine. Se poate ca mâine să fii mai devreme? I-am invitat pe Dragoș și Iulia la masă. De ce nu m-ai întrebat înainte? Te-ai supărat? Nu, dar nu știu dacă pot. Am mult de lucru și mâine. Am stabilit cu Iulia, nu se mai poate, gata. Mâine vin, trebuie să te găsească acasă. Femeile, totuși, de ce nu m-ai întrebat înainte? Pentru că ești încăpățânat și nu ai fi vrut de asta. Nici Dragoș nu vrea să mă vadă. Greșit. Iulia a vorbit cu el, i-a spus că sunt invitați la noi și nu a avut absolut nimic împotrivă. Serios? Da. Dar, Nic, te rog, trebuie să vă împăcați. Vă purtați ca niște adolescenți. Dragoș și Filip sunt încăpățânați, dar se iubesc foarte mult, așa că trebuie să se împace cât mai curând. Am și eu să vă spun ceva. Am aflat de ieri, dar am vrut să fim cu toți. Ești însărcinată! Da. Eu cred că tu, de fapt, nu-și dorești copilul ăsta. 2 luni, Iulia. Nu-mi iese calculul. Uite ce am primit. Iarăși? Acum cât vor? Vor 20.000 de euro. Fiul unui cunoscut jurist este implicat într-un scandal cu prostituate? Și vreau să-mi spui tot adevărul, iar tu ai să scapi fără probleme prea mari. Dar pe cuvântul meu, habar n-am cine-i tipul ăsta, jur! Vrei să chem poliția? Trebuie să mergem la poliție. De ce am primit un telefon de la un necunoscut care mi-a zis că o să aflu în curând niște lucruri îngrozitoare despre tine? În urma unei aventuri cu o prostituată, Dragoș este șantajat. Joia trecută ne-am întâlnit. Apoi sâmbătă am primit înregistrarea și apoi m-a sunat un bărbat să-mi zică unde se las banii. Oamenii ăia nu se oprească niciodată. Ca să nu afle soția sa, Iulia, Dragoș decide să-i plătească pe șantajiști. Îmi cer 10.000 de euro. Jur că nu știu ce să fac. O să vedem ce putem face. Am nevoie de ajutorul lui Cristian. Bărbatul ăsta a fost aici acum 10 zile împreună cu o femeie. Cred că a fost cu Gina. Aveți vești bune? Nu. Nici mai contează. Le-am dus banii unde mi s-a cerut. Filip a ținut cont de rugămintea Evei și a doua zi a plecat mai repede de la birou ca să ia cina cu Nora și fiul lui. Bună! Bună! Vino cu mine puțin. Vrei vin? Da. Rămas singur cu fiul său, Filip încearcă să destindă atmosfera și face primul pas pentru a se împăca cu Dragoș.
Mi-e frică să nu se certe iar și să afle Iulia că Dragoș a fost cu altă femeie. Familia Rădulescu a luat cina într-o atmosferă destul de încordată, dar spre final, lucrurile par să se mai destindă. Ți-a ieșit foarte bine fiptura. Da, foarte. Mulțumesc. Am și eu să vă spun ceva. Am aflat de ieri, dar am vrut să fim cu toții. Ești însărcinată? Da. Da, dacă testul e bun, da. Bravo, felicitări! Mulțumim. O să fiu bunic. Da. Felicitări, fiule. Mersi, dar de ce nu mi-ai spus și mie înainte să venim aici? Am vrut să fie surpriză pentru toți. Te bucuri? Păi mă bucur, dar m-ai surprins. Filip, te rog să mai aduci o sticlă de vin. Vin? Avem șampanie. Asemenea moment trebuie sărbătorit cu șampanie. Nu? Asta e cea mai bună veste pe care puteam să o primesc. Dragoș a fost puțin șocat, dar o să se obișnuiască. O să-i placă să fie tată, sunt sigur. Vestea că va deveni tată nu-i dă pace lui Dragoș și, ajuns acasă, ce-i cu tine? El încearcă să clarifice situația cu Iulia. Nu prea te bucur, nu-i așa? Ba da. De când am plecat de la tăi, că tu n-ai scos un cuvânt. La ce te gândești? La nimic. Eu cred că tu, de fapt, nu-ți dorești copilul ăsta. Iulia, te rog. Copilul ăsta te încurcă pentru că tu, de fapt, vrei să divorțezi. Hai să o lăsăm baltă. Nu, Dragoș, nu o lăsăm baltă. Vreau să vorbim. Bine, Iulia. Vrei să vorbim? Da. Ia loc, hai să vorbim. Ai zis că ești gravidă în 2 luni, nu? Da. De ce? 2 luni, Iulia. Nu-mi iese calculul. Ce calcul? Adică nu cred că e al meu. Serios? Ai uitat weekendul ăla în care am fost la mare? A fost acum cât timp? 7 săptămâni, Dragoș. Iulia. Bravo, ai reușit să strici tot. Noaptea asta dormi pe canapea și să faci calcule în liniște, da? Îmi pare rău, sunt un prost. Chiar ești. Iulia! A doua zi, Dragoș și-a sunat tatăl și i-a cerut să vină să vorbească despre ceva foarte important. Salut, Dragoș! Salutare, tata! Ce s-a întâmplat? Aseară m-am certat iar cu Iulia. De ce? Am fost întâmpit, ca de obicei. Ce ai mai făcut? Dar nu te preface că nu știi. Sunt convins că Iulia a spus deja Evei. Da, am aflat. Nu știu cum ai putut să-i spui Iulia așa ceva. În loc să ai grijă de ea. Știu, am fost un bou. Uite ce am primit. Iarăși? Acum cât vor? Vor 20.000 de euro. Ți-am spus că o să se întâmple așa. Trebuie să terminăm cu povestea asta. Dar acum? Nu știu încă, o să mă gândesc. Nu vreau să afle Iulia. Mai ales acum, că e însărcinată. Îmi pare bine că tata în sfârșit mă înțelege. Simt că e de partea mea. Poate că l-am judecat greșit. Poate că, de fapt, ține la mine. Filip se gândește doar la problema lui Dragoș și caută soluții să-și ajute fiul, dar ziua continuă cu o surpriză neplăcută. Trebuie să citești asta. Fiul unui cunoscut jurist este implicat într-un scandal cu prostituate? Bine că n-au dat niciun nume. Și ar să fie. De unde au aflat ăștia? A, de la șantajist, precis. Ei trebuie să fie. Păi ei pierd dacă se află. Ce rost are să le mai dăm bani dacă ei fac totul public? Cum adică să le mai dăm bani? Erau cer bani. Nu pot să cred. Ce facem? Mergem la poliție. Gata. Sper că Iulia să nu citească articolul pentru că o să-și dea seama despre cine e vorba. Eva are dreptate. Trebuie să mergem la poliție. A doua zi, Filip vrea să-l convingă pe fiul lui că nu există altă soluție decât să-i reclame pe șantajiști. Trebuie să mergem la poliție. Iulia oricum o să afle, mai devreme sau mai târziu. O să vorbesc cu polițiștii să fie discreți. Și tu o să-i spui Iuliei tot ce s-a întâmplat. Nu, eu zic că mai bine le dăm banii. Până când? Până ne aduc la sapă de lemn? E Cristian. Alo? Serios? Tu unde ești acum? Când? Ai făcut foarte bine.
Sună-mă cum afli ceva. S-a întâmplat ceva? L-au sunat de la pensiune. Pe Cristian. A apărut prostituata. Păi hai acolo. Ce să facem acolo? Păi cu ce să facem, tata? Vreau să vorbesc cu nenorocita asta. De asta o să se ocupe Cristian. Dar... Și tu calmează-te, da? Trebuie să fim calmi. Înțelegi? O să fim calmi. Nu vreau să facem vreo greșeală. Cred că e mai bine să lăsăm pe Cristian să rezolve problema. În timp ce Filip încearcă să-l convingă pe Dragoș că n-are rost să se ducă la pensiune, Cristian o abordează pe Gina. Gina? Oh, depinde cine întreabă. Eu sunt Cristian. Și am auzit multe lucruri frumoase despre tine. Despre mine? De la cine? De la mine, e un vechi prieten de-al meu. Ah, și ce anume dorește prietenul? Mă gândesc că poate ne-am putea întâlni și noi mâine seară, ce zici? Poate. Spune-mi. Îți permiți să te întâlnești cu o femeie ca mine? Nu-i rău deloc. Bine, hai să ne vedem mâine seară. Iată numărul meu de telefon. Aștept să mă suni să stabilim ora. Am prins-o și o să-i prind pe toți cei din rețea. Pentru că, după părerea mea, sunt mai mulți șantajiști. Iar fata asta o să mă conducă la ei. După discuția cu tatălui, Dragoș s-a mai calmat și tot ce își dorește acum este să aibă o relație bună cu soția lui. Îmi pare rău. Am fost un prost. Știu. Chiar mă bucur foarte mult că o să avem copilul ăsta. Serios? Serios, te rog să mă crezi. Iulia, eu te iubesc. Abia aștept să naști. Dai seama că vreau să fiu un tată bun și că vreau să fim o familie. Da, Dragoș, dar o familie înseamnă să nu ne mințim. Da. Da? Și atunci de ce am primit un telefon de la un necunoscut care mi-a zis că o să aflu în curând niște lucruri îngrozitoare despre tine? Ce mi-a spus? Ce să-ți ascund, Iulia, Doamne? Nu ți-a ascund nimic. Po fi o glumă proastă. Sper. Te asigur că așa e. Ai, iartă-mă, îmi pare rău. Vine să mă dau cu capul de pereți. Nu înțeleg cum am putut să mă duc cu femeia aia. Sper să rezolve Cristian cât mai repede problema, altfel Iulia o să mă părăsească. A doua zi, Cristian merge la pensiune să se întâlnească cu Gina, în speranța că aceasta o să-i furnizeze mai multe detalii care să-l ajute să prindă șantajiștii. Bună! Bună! Arăți bine. Mersi frumos. Hai, vină încoace. Stai. Hai să o luăm mai încet. Ne grăbim? A, tu vrei să fiu drăguță cu tine? Vrei să mă prefac că te iubesc? Păi bine, dragul meu, se poate, dar o să te tarifez în plus. Mă gândeam doar să stăm puțin de vorbă, să ne cunoaștem mai bine, nu? Pe banii tăi stăm oricât. Eu sunt Gina. Uite, avem prieteni comuni. Îl cunoști? Stai, locului. Te-am plătit așa că o să stai cât îți cer eu. Cine ești tu? Important nu e cine sunt, important este ce vreau. Și vreau să-mi spui tot adevărul, iar tu ai să scapi fără probleme prea mari. Dar pe cuvântul meu, habar n-am cine e tipul ăsta, jur! Vrei să chem poliția? Nu, vreau să plec. Păi vezi, atunci te ascult. Gina a vorbit până la urmă și a mărturisit tot, dar lucrurile nu sunt deloc ceea ce par a fi. Deși s-a făcut noapte, Dragoș încă nu a primit nicio veste de la Cristian. Ajuns acasă, bărbatul are parte de o surpriză. Iulia! Iulia, te rog! Iulia... Nu pune mâna pe mine! Poți să-ți explic? Ce să-mi explici? Că te-a forțat? Chiar nu am nevoie de minciuni în momentul ăsta. Dar de unde ai înregistrarea asta? Mi-a adus-o poștașul. Asta trebuia să aflu despre soțul meu, nu? Iulia, îmi pare rău. Iulia, ți-am făcut bagajul, poți să pleci. Te implor. De azi înainte vorbim doar prin avocat. Iulia, te rog eu frumos! Iulia! Nu mai vreau să-l mai văd niciodată. Altceva nu știu ce să spun. Nu-l credeam pe Dragoș în stare să-mi facă așa ceva.
La rândul lor, Eva și Filip așteaptă cu nerăbdare un semn de la Cristian, însă... Ai aflat ceva? Nu încă. Vrei? Da. Ia. Chelie. Da, da, Cristian. Salut, salut, Filip. Am vorbit cu Gina și am mărturisit tot. A fost plătită ca să-l contacteze pe Dragoș pe internet și să facă înregistrarea aia cu el. I-ai spus lui Dragoș asta? Nu. L-am sunat și nu răspunde. Și ai aflat cine a pus-o? Un bărbat și o femeie, nu știu numele lor. Tu crezi? Tu crezi? Eu cred că spune adevărul. Cred că Dragoș a fost ales special. Adică? Da, adică cineva vrea să-ți murdărească ție numele. Sau vrea avea. Dar ce legătură am eu cu asta? Filip. Tu ești un jurist de succes, ai un nume. Dragoș... lucrează la debarcader și îi plac părcile și atât. A, și nici nu are bani. E clar că cineva vrea să-ți facă ție rău prin el. S-ar putea să ai dreptate. Eu zic că ar trebui să vorbești cu Dragoș. Cred că nu ți-a spus chiar tot. Mă întreb cine este în spatele acestei povești. Cine îmi vrea răul? Și de ce l-au implicat pe Dragoș? Cristiana a aflat că prostituata aia a fost pusă intenționat să te ademenească de către cineva care ne vrea răul amândurora. Ai idee cine ar putea fi? Nu, dar nici mai contează, gata. Ce gata? Gata, adică s-a terminat. Ce s-a terminat? Iulia a aflat adevărul. Eu tot nu înțeleg de ce șantajiștii au trimis Iuliei înregistrarea. Avocatul Iuliei mi-a spus că cer 100.000 de euro și casă. A zis ceva și de pensie alimentară? Vrea 2.000 de euro în fiecare lună. Pretențiile clientei mele sunt modice. Modice? Tu-ți bagi de mine? Dragoș, te rog, haide să negociem o sumă realistă. Nu, nu negociem nimic. Copilul meu merită 2.000 de euro pe lună. A spus că o femeie v-a plătit ca să-l filmați pe fiul meu. Da, așa este. Este cumva femeia aceasta? Atunci când Filip Rădulescu află că Dragoș... Am verificat conturile bancare ale firmei și lipsesc niște bani. 4.000 de euro? Eu n-am scos banii ăștia. Numai dumneavoastră și Dragoș aveți acces la cont. Am avut nevoie de bani. Am fost șantajat. Filip vrea să-și ajute fiul și apelează la ajutorul unui detectiv particular. Iarăși? Acum cât vor? Vor 20.000 de euro. Ți-am spus că o să se întâmple așa. Gina? Oh, depinde cine întreabă. A apărut prostituata. Păi hai acolo. De azi înainte vorbim doar prin avocat. Am vorbit cu Gina și am mărturisit tot. A fost plătită ca să-l contacteze pe Dragoș pe internet și să facă înregistrarea cu el. Și ai aflat cine a pus-o? Un bărbat și o femeie, nu știu numele lor. A doua zi, dis de dimineață, Filip merge la clubul nautic unde lucrează Dragoș pentru a-i povesti ce a aflat de la detectivul pe care l-a angajat. De ce n-ai răspuns astăzi la telefon? Cristiana a aflat că prostituata aia a fost pusă intenționat să te ademenească, ca să poți fi șantajat ulterior de către cineva care ne vrea răul amândurora. Ai idee cine ar putea fi? Nu? Nu, dar nici mai contează, gata. Ce gata? Gata, adică s-a terminat. Ce s-a terminat? Iulia a aflat adevărul. I-ai spus tu? Nu. Mi-au trimis înregistrare. Când? Ieri. Data seara m-a dat afară din casă. Vrea să divorțăm. Dar n-are nicio logică. De ce să-ți trimită înregistrarea? Așa nu se mai poate șantaja. Nu știu. Trebuie să vorbesc cu Cristian. Ce să mai vorbești cu Cristian, tata? Nu înțelegi că s-a terminat? Tata, căsnicia mea s-a terminat. Am pierdut tot, gata. Lasă-mă cu... Vedem noi cum rezolvăm problema asta. Nici nu-mi pasă cine sunt șantajiștii. Totul s-a terminat. Pentru mine doar Iulia a contat, iar acum am pierdut-o. Câteva zile mai târziu, Dragoș merge la tatălui ca să-i povestească despre întâlnirea avută cu avocatul Iuliei. Ce faci? Vrei un pahar cu vin? Nu, mulțumesc. Avocatul Iuliei mi-a spus că cer 100.000 de euro și casă. Cum să-ți ia casa? E și pe numele tău. Casa se împarte. Băi, bun, și 100.000 de euro, de unde să-i dau? A zis ceva și de pensie alimentară? Da. Vrea 2.000 de euro în fiecare lună. Ce? De unde? De la debarcader? E absurd. Apoi, trebuie să recunosc în tribunal că eu sunt de vină pentru divorț? Ai greșit, trebuie să recunoști. Dar de unde să-i dea ția bani? Ea zice că toți banii sunt pentru copil. Tocmai pentru copil ar trebui să fie mai înțelegătoare cu tine. Tata, tocmai asta e problema. Eu nu sunt sigur că... Că ce? Că e al meu. Adică Iulia îmi spune că s-a întâmplat la Marea cu 2 luni. Dar nu e așa. Când mi-am amintit, noi la Marea am fost acum 6 săptămâni. Iar înainte de asta n-am mai... Înțelegi, de mult de tot. Nu poate fi al meu. Tu crezi că are un amant?
Da. Ai semnat ceva că ești de acord cu pretențiile ei? Nu. Să nu semnezi. Cum o să semnezi? Vreau să văd și eu tot dosarul de divorț. Da. Iară mă salvezi. Nu e vorba numai de tine. Dacă te-ai mințit pe tine, ne-am mințit pe toți. Pretențiile Iuliei sunt exagerate. Ce crede că sunt miliardar? Poate că Iulia nu este o fată așa de treabă cum am crezut. Peste două zile, Filip și Dragoș au o întâlnire cu Iulia și avocatul ei pentru a discuta despre divorț. Iulia, fii rezonabilă. Am fost o familie. Da, dar nu mai suntem. Știu că ești supărată pe Dragoș, dar pretențiile tale sunt exagerate. Pretențiile clientei mele sunt modice. Modice? Tu-ți bajuri de mine? Dragoș, te rog. Fiul meu n-are de unde să plătească atâția bani. Haide să negociem o sumă realistă. Nu. Nu negociem nimic. Copilul meu merită 2000 de euro pe lună. Se pare că nu ne înțelegem. În acest caz va trebui să cerem un test ADN pentru copil. Poftim? O să cerem în instanță un test de paternitate. Nu-mi vine să cred. Sunteți niște nemernici. De ce te enervezi? Tu nu riști nimic. Doar e copilul lui Dragoș, nu? Ne vedem în instanță. O să vă pară rău. O să plătiți cu vârf și îndesat. Eu tot nu înțeleg de ce șantajiștii au trimis Iuliei înregistrarea. De ce au renunțat la banii de șantaj? N-are niciun sens. Și apoi Iulia bagă divorț și cere o grămadă de bani. Ceva nu e în regulă. Filip l-a convins pe fiul lui că trebuie să rezolve singuri acest caz, așa că cei doi au stabilit o întâlnire cu Gina. Și oricum nici nu o să vină. Ai răbdare. A, au trecut 20 de minute. Spune eu că își bate joc de noi. Ne lasă să stăm aici ca proști. Uite că a venit. Bună ziua, domnișoară, luați loc. Bună ziua. Îmi pare rău pentru tot ce s-a întâmplat. Aveam nevoie de... Ești o curvă nenorocită. Mi-ai distrus viața. Dragoș. Dacă vorbește urât, eu plec. Dar cum ai vrea să vorbesc cu tine, târfă, frumos? Dragoș, taci. Gata, eu m-am cărat. Domnișoară, să stăm liniștiți. Fiul meu este foarte stresat. A spus că o femeie v-a plătit niște bani ca să-l filmați pe fiul meu. Da, așa este. Este cumva femeia aceasta? Da, ea e. Ea m-a plătit. Ea... Mi-a dat bani, am venit însoțită de un bărbat în jur de 40 de ani, da. Nu pot să cred. Da. Domnișoară, va trebui să dați o declarație la poliție. N-aș vrea să mă amestec. Ești deja amestecată. Întrebarea este dacă vrei să fii martor sau inculpat. Gina, fi fată deșteptă. Dă declarația la poliție. Și eu îți garantez că nu o să intri la pușcărie. Încredere deplină în Iulia și ea pur și simplu a vrut să mă distrugă. În aceeași zi, Gina a dat o declarație la poliție împotriva Iuliei, iar soția lui Dragoș a fost arestată imediat. Bună ziua! Am și o rugăminte. Pot să vorbesc cu soția mea un pic, vă rog? Discutați la vorbitor. Înțeleg asta, dar doar 3 minute. Nu durează mult. Bine, doar 3 minute. Mulțumesc frumos. Hai, vino un pic. Zi. Zi, Iulia, de ce mi-ai făcut asta? Pentru că asta meritai. E numai vina ta. A mea? Da. Dragoș, eu am încercat să salvez căsnicia asta și tu m-ai lăsat să lupt singură. Am cam obosit. Bine, te înțeleg, dar de ce ai vrut să mă distrugi, Iulia? Adică de ce n-ai cerut divorț? Și să o iau de la zero, fără niciun ban? Nu prea aveam chef pentru că acum o să am un copil și... Măcar e al meu? Nu. Hai să mergem. După arestarea Iuliei, Dragoș s-a refugiat în muncă. Filip nu poate însă să stea indiferent la suferința fiului său. Iartă-mă pentru ultimii 20 de ani. Eu am făcut ce am crezut că e mai bine, dar m-am înșelat în privința ta. Să te iert?
tata, dar eu te-am dezamăgit. Nu, tu n-ai nicio vină. Eu m-am îndoit de tine. Îmi pare rău. Iartă-mă. Da, nu mai are nicio importanță. Hai să trecem peste ce-a fost. Vii la cină? Bine. O să vin. Mi-am dat seama că tata mă iubește foarte mult, dar i-a fost greu să-și arate sentimentele. Cred că, până la urmă, așa suntem noi, bărbații. După câteva luni, la ultimul termen al procesului Iuliei, Filip și Dragoș au mers la tribunal. Cei doi vor să închidă acest capitol din viața lor. Cum a fost? A, cum să fie? Cum era firesc. Iulia a fost condamnată cu executare. Fosta mea soție a primit 3 ani, iar complicele ei 2. A fost groaznic să o văd pe banca acuzaților. Mi-a fost milă de ea. Cristian, mulțumim pentru tot. Fără tine n-am fi reușit să facem nimic. Am avut noroc cu Gina. Am făcut înțelegere cu procurorul. A primit un an cu suspendare. Mă bucur că băieții s-au împăcat. De acum totul va reveni la normal. Iar Filip vrea să se implice mult mai mult în viața lui Dragoș. E un an foarte bun. Îl păstram pentru un moment special. Tata, vreau să-ți mulțumesc. Îți mulțumesc pentru tot. Pentru un nou început. A fost nevoie să se întâmple ceva oribil ca să-mi dau seama ce contează cu adevărat în viață. Îmi pare rău pentru timpul pierdut, dar mă bucur că mi-au regăsit fiul. Dragoș n-a avut încredere în tatăl lui, însă necazul cu Iulia l-a făcut să-și dea seama că Filip i-a fost tot timpul alături. Acum cei doi știu că se pot baza unul pe celălalt și că împreună pot trece peste orice obstacol. Filip a decis să petreacă mai mult timp cu fiul său, așa că împreună cu Dragoș a deschis o firmă de închiriat bărci.